Domnilor consilieri, bine ați revenit la ședința extraordinară, impusă de niște proiecte care au termen de punere, de avem pe ordinea de zi. O să mai avem o suplimentare la ordinea de zi. Doamna secretar, domnul președinte, vă rog să preluați prile ședințe. Bună ziua, domnilor consilieri, prima dată aș vrea să spun de domnului Ilie Vasile, care așa a anunțat participarea la și vă rog să sunați. Vreți să-l sunați dumneavoastră? Da. Participarea la mesă anunță la secretar. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Rămâneți puțin cu noi, că începe ședința și, da, confirmăm participarea dumneavoastră. Ați avut la materialele ședințelor, procesele verbale ale ședințelor trecute, dacă sunt discuții pe aceste procese verbale. Dacă nu sunt discuții, le supun la vot. Cine este pentru? Mulțumim! Eu mă absent când am fost la... Da. Predau prelegerițe domnului președinte. Înainte de asta am rugămintea la dumneavoastră. Deci doi dintre consilierii locali au depus proiectul de hotărâre în cursul lunii februarie și pentru operativitate le-am adus la cunoștință dumneavoastră. Dacă considerați că este necesar să le introducem pe ordinea de zi, o să le votați pentru introducere. Dacă nu, rămân pentru ședința ordinară. Mulțumesc, domnule. Da, domnule președinte. Bună ziua, stimați consilieri. Avem astăzi pe ordinea de zi proiecte. Proiectul numărul 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Boș, județul Bacău. Proiectul numărul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde, piste pentru biciclete în comuna Boș și înființarea stării de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Boș. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare vehicule electrice, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în cadrul PNRR, componenta C10, fondul local și al cheltuielilor aferente acestui proiect. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei firme autorizate care să întocmească o analiză a riscului seismic pentru toate clădirile publice și rezidențiale din blocuri din OAT, comuna Buor. Haideți să vedem dacă întâi să aprobăm suplimentarea. Da. Domnul primar, are lucru. Da, așa cum spuneam la început, știți foarte bine, avem un investitor pe raza OAT Buoci, Mavro din SRL, care are în execuție fermă piscicolă și a venit cu solicitarea pentru a fi aprobată un acord. Un acord privind folosirea drumului de acces. Am mai avut o hotărâre, dar a expirat termenul. Dumneavoastră trebuie pentru a demara procedurile. O să ne explici doamna reprezentantă al societății. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței drumului de acces de palastier Buocel în baza de producție și pe drumurile comunale și să trește pe raza OAT Boci către SECE Mavru Holding SRL. Cine este de raport cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului domnului primar? Și cele două proiecte ale domnilor consilieri. Ale domnului primar. Cine este pe el? Nu sunteți de acord? Să introduceți? Nu văd nicio urgență. La proiectul dumneavoastră? Toate proiectele. Dacă doriți, cu motivare eu.
Putem motiva. Nu, stați o secundă. Deci haideți să număr voturile, că s-a votat, da? Se votează. Deci cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Vă rog frumos să dăm cuvântul reprezentantul societății și să poată modifica urgența, că așa e corect. Să motivați urgența. Bună ziua, domnul Scadamu Zavala, reprezint Sincer Magbohol din SRL. Avem un contract de concesionare încheiat cu Unitatea Administrativă Administrativ-Teritorială Buhoci. Pentru a putea obține documentația, permisul de exploatare de la Agenția Națională de Resurse Minerale, documentația este deja depusă, avem nevoie și de acest acord. Care a expirat când? La sfârșitul lui februarie. Solicitarea a fost depusă în luna februarie, dar nu a fost introdusă pe ordinea de zi. Acum am venit cu mare rugăminte pentru că chiar nu este necesar acest acord din partea dumneavoastră. Ar fi o prelungire, de fapt. Da, vă mulțumim. Da, haideți să punem la vot, adică să numărăm voturile. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? 1, 2, 3, 4, 5, 5 voturi. Domnul Ileaș, cum votați? Vreți să repetați? Spus da. Așa am auzit. În partea aia, cum să spun? Da, vă spun. Deci, ordinea de zi nu va fi suplimentată. Spuneți la vot ordinea de zi, așa cum a fost propusă de inițiator. Nu mai un pic. Vă mulțumim, doamnă, să pare... Doamnă, mulțumim frumos! Da, mulțumesc! La revedere, zi frumoasă! La revedere! Domnule, vă mulțumim, dacă s-a votat. Nu, vreau să... Cu o completare. Majoritatea au fost împotrivă pentru că acum câțiva ani s-a făcut același, au venit la Cotin, că facem piscicultură, au trecut 7-8 ani, nu știm nimic, nu știm nimic. Stăm aici, parcă suntem niște buturugi, ne aduceți așa din asta, tot ne spuneți, că să vezi că facem, că dreptăm drumul, le facem nu știu ce. Ce știți despre situația de la Cotin? La ordinea de zi, domnul Mocan. Cine este pentru ordinea de zi proiectele propuse de... Înainte de a începe, eu vreau să adaug. Vreau să știu și eu motivul cărui fapt se datorează ședința extraordinară și nu ordinară. Este convocată cu 5 zile în termen, înainte. Nu știu, nu înțeleg mersurile care se fac. Și luna trecută s-au făcut doar două ședințe extraordinare și una de îndată. Dar nu a fost. S-a vrut procesul verbal. Un pic. Nu știu ce jocuri să fac, cum se face, cum, ce da, ideea și ce votă. Eu. Explicați, chiar vreau explicați. Deci, este ședință extraordinară, deoarece nu ne putem încadra în termenul prevăzut de 5 zile. Sunt 5 zile. Ne-ați convocat pe întâi, da? Pentru că niște consilieri locali din cadrul acestui consiliu local a făcut sesizare la instituția prefectului că ședințele nu ar fi convocate în termen. Deci capetele nu se pun. Deci ar trebui 7 zile. Da? Da? Și ca să le respectăm legalitatea. De ce n-ați făcut o ședință ordinară, cum se face normal? Pentru, eu știu că toate... Pentru că actele le-am primit pe data de 28 și am convocat pe data de 1. Imediat ce am putut să lucrez. Dar ordinea ședințelor este în felul următor. Ordinară, extraordinară și de îndată câte sunt de voi. Codul administrativ spune că de regulă se convoacă ședință ordinară de către primar. Primarul convoacă ședință ordinară. Și au fost nevoi numai extraordinare. Nu, deci luna trecută a fost o excepție de la ședință. Dar de deci ce nu a fost făcută, nu a fost timp sau care a fost motivul de nu a făcut o ședință ordinară? A fost să vă explic din câte știu. De comun acord am stabilit ca personalul lunii să stabilim ședințele ordinare. Da. Având în vedere că au fost două ședințe, sunt plinesc toate criteriile pentru a se lua și indemnizația, am spus că n-are o sumă mai de la noi, nici n-am avut urgențele astea. Ulterior a venit cu clarificări și o achiziție. Venită de pe data de 23.
Adresa prefecturii cu... Proiectul 3. Proiectul 3. Pentru un proiect asta... Din punct de vedere, aia este singura urgență. Urgență, v-am motivat și doamna urgență, că v-am văzut că a fost... Da, aia urgență, poate că domnule primar, domnul președinte, doamna secretar general, stimați colegi, strict și din punct de vedere legal a modului cum se convoacă ședințele, reglementat de codul administrativ, având în vedere că suntem o comună foarte, foarte apropiată de municipiul Bacău, reședințele județ, vă informez cu această ocazie că nu există absolut niciun fel de ordine vis-a-vis de convocarea ședintelui. Cel care stabilește cum vor fi ședințele extraordinare de îndată, extraordinare și ședințe ordinare, este primarul Oateului, indiferent că este Muhoci, Bacău. Și ca să facem așa, să zic, o comparație cu municipiul Bacău, în luna lui februarie, adică vă dau date concrete și sunt doi colegi de-ai noștri care sunt de la USR, unde primarul este de la USR, poate să verifice dacă cele spuse de mine sunt lucruri adevărate. Deci în luna lui februarie, ședința ordinară a fost pe data de 28 februarie, da? Vă aduceam, știți, da? Ei, până pe data de 28 februarie au fost mai multe ședințe și ordinare și de îndată și așa mai departe. Deci nu există, ca să înțelegem foarte clar, nu există o ordine, așa, ordinea sau felul ședinței, nu ordinea, felul ședinței o stabilește primarul. Prin convocare. Sau ordonanța de urgență. Dacă sunt... 57, mai prevede și alte reguli. Nu doar aia. Deci noi sunt cea aia valabilă, dar și o treime din consilieri pot convoca oricâte ședințe doresc. Domnule, examinul consilier, hai să trecem la ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul Ilieș, cum votați pentru ordinea de zi? Am făcut toate proiectele propuse de domnulea de mine, domnul primar Cristian Mișto, la suplimentare și la comisie. Deci, să înțeleg că ați votat pentru toate? Da, da. Mulțumesc frumos! La revedere! Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind rețeaua. Întrebam, doamna secretară. Vreau să știu și eu, și chiar să conservați în procesul verbal, dacă este legal votul online. Nu este. Atâta, vreau să conservați în procesul verbal. Vreți să vă răspund sau să răspund? Da, da, răspunde și conservați în procesul verbal. Suntem așa, mai departe, poate suntem mai proști. Deci, în primul și în primul rând, că dumneavoastră funcționați după un regulament pe care dumneavoastră l-ați aprobat și acolo. Am stipulat odată cu COVID-ul că, conform codului administrativ, de vedere din codul administrativ, ați votat și dumneavoastră, că se aprobă participarea online. Nu v-am întrebat dacă participă sau nu, v-am întrebat dacă este legal votul. Atât v-am întrebat. Participarea înseamnă exclusiv, inclusiv... Ei, dar cum ați zis, domnul, este legal, domnul Bușcălarnă, și la Consiliul Județean Bacău, la ultima ședință, chiar la ședința de buget, care au văzut online ședința de buget, o să vedeți că sunt doi, cred că, consilieri care au fost online. Printre care și de la PMP, domnul Valerian Vremi, care a fost unul dintre ministrii României. Deci au votat și au participat la ședința de la Consiliul Județean de pe buget online. Noi am votat. Pentru o informare corectă. Văd că ne informăm unii pe ceilalți doar așa cu frânturi de informații care ne convin. Dar, într-adevăr, participarea online este legală, cu o mențiune. Participarea să fie efectivă și pe toată durata acelei ședințe. Nu facem așa, domnule consilier, sunteți de acord? Da, la toate! Și am terminat. Nu. Trebuie să fie prezent pe toată ședința, pe toată durata ședinței, să fie întrebat pe fiecare proiect în parte. Nu întrebăm așa, nu se votează la calup. Mulțumesc frumos! Hai să citim primului proiect. Proiectul hotărârii privind aprobarea implementării proiectului îmbunătățirea serviciilor locale
de bază prin achiziția de utilaje în comuna Boș, Dețul Bacău. Domnul Stoica, haideți, vă rog, cum să explicați dumneavoastră și o timp și o... Da, păi, termenul de început dosarul la GAL este data de 15 martie. Am trecut hotărârea de Consiliul Local prin care se aprobă atât achiziționarea cât și indicatorii tehnico-economici. După asta trebuie să scot avize de la DSV mediu, mai este încă una, îmi scap acum, pentru întocmirea dosarului. Avem eligibilitate fonduri de 25.000 de euro. Am fost și am cerut oferte atât la Dedeman pentru modelul Renault, cât și la Opel. Nu vrem să luăm mașini foarte sofisticate. Și treabarea de la DSV cu... Este parte din proiectul de fonduri europene. Da, da. Același lucru am pățit și când am luat buldoi excavatorul. Sunt parte componente a dosarului... Unii domnului Timi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu particip ca și colegii mei la ședințele de Consiliu Local în majoritatea lor, chiar la toate. Și după fiecare ședință, după cum ați observat și dumneavoastră, mă duc și discut cu cetățenii. Le transmit ceea ce am hotărât noi aici. Dacă este bine sau nu este bine, lăsându-i pe aceștia să decidă. Ori, în ultimii 2 ani și ceva, eu nu prea am ce să livrez cetățenilor care m-au trimis pe mine în Consiliul Local să le reprezint interesele. Și pentru că nu am avut ce să livrez, că noi știm cu toții că am votat o multitudine de proiecte bune, considerăm, dar care nu se pun în aplicare. Venim acum în condiția în care noi nu avem apă și canalizare, mergem la privată în curte, cum spune un italian așa, și vrem piste de bicicliști. Sunt bune, foarte bune, dar nu este oportună acum construirea acestor piste. Da. Ca să, vorbesc doar atât și după aia nu mai intervin. Ori mesajul cetățenilor și rugămintea dumnealor față de mine și de colegii mei și de față de dumneavoastră este aceea că până nu avem apă și canalizare funcțională la poartă, făcute sub traversă și tot ce ține de acest proiect, să nu mai votăm niciun proiect de hotărâre. Eu îmi respect cetățenii pe care i-am convins să mă susțină și să fiu prezent aici și nu voi vota niciun proiect. De azi încolo, mi-asum, puteți să treceți în procesul verbal, nu voi mai vota niciun proiect pentru Comuna Buhoci până când sistemul de apă și canalizare nu va fi pus în funcție. Nu, venim! Și eu vin la ședință. Ce să mai faci ședință? Vorbești. Dar nu putea face ședință. Nu mai faci. Nu faci pentru că nu știu, dar noi putem face ședință. Nu facem ședință, vă spun eu. Am spus, am permis legea. Putem face ședință. Liniște, vă rog, ai... Ați spus că mă lăsați să plec mai departe. Stimați colegi, cele trei proiecte de hotărâri care ne-au fost prezentate și pe care le-am și votat ca fiind pe ordine de zi, sunt proiecte de interes. Cele spuse de domnul consilier Iftimi nici nu exclude, nici nu adaugă vis-a-vis de proiect opinia dumnealui. Proiectul apă și canalizare, ca o informare, este într-o fază foarte apropiată de final. Probabil la sfârșitul lunii martie. Da. Poftiți? Păi finalizat deja apa și canalul? Un piculeț, domnul... Asta înseamnă că nu așteptăm mult. Voi avea șansa să votez. Da, mă rugăminte. Domnul președinte, poftiți să nu fiu întrerupt? Eu nu întrerup niciodată pe nimeni. Asta ține de... Că altfel opinia publică nu o să înțeleagă anumite lucruri. Deci proiectul apă și canal, și o să-l rog pe domnul administrator public să ne spună mult mai la concret față de ceea ce vă spun eu. Deci proiectul apă și canal este foarte apropiat de a se finaliza, în sensul că mai avem câteva operații să... Da, domnul Pușcălarcă, și vă ajungem... Stați-mă un pic, vă fac să râdeți un pic mai târziu, de fapt, să audă cetățeni, dar nu mai un pic, lăsați-mă, aveți răbdare.
Deci, stimați colegi consilieri, calitatea mea de consilier local în Consiliul Local Buhoci este, este item cu al dumneavoastră. Nu este nici mai mare, nici mai mic. Este la fel. Vă rog frumos. Ești respectoși. Cum eu vă respect și nu ați încercat să mă respectați. Spune strict exact ce legat de problemele astea, nu așteptăm dirigenții. Știu și mai dar nu fac nici fel de dirigenții. Dar ce spui dirigenții și nu când vorbești ăștia la? Nu fac nici fel de dirigenții. Când vorbim dumneavoastră, eu nu v-am etichetat că suntem dirigențele Consiliului Local. Așa că și eu când vorbesc, sunt doar un consilier ascuns. Cu aceleași atribuțiuni care le aveți și dumneavoastră. Nu am nici mai mare, nici mai mic. Din vina mea, domnule, nu din vina mea să pierd timpul, domnule. Din vina indisciplinii unor consilieri. Nu-i din vina mea. Deci, proiectul, așa cum am spus, este pe spre finalizare, în așa sens, mai sunt câțiva pași, o să le spună domnul administrator public, și vom primi autorizații de funcționare, urmând ca din momentul în care primim autorizații de funcționare, să se poată contracta o firmă și să se treacă la faza aia care o așteptăm cu toții, de a se face racordări pentru cetățenii care au depus cereri sau care vor depune în continuare pentru a avea apă și apă. Iar am ieșuat, iar suntem de viață. Vorbim de alea trei puncte sau vorbim de apă? Suntem de viață, la punct. Păi, are dreptate închisă aici. Da, pentru că deci, noi am făcut o paralelă și închid aici o paralelă la ce ne-a spus domnul. Era legată. Deci nu am făcut nicio divagații. Era legat de susținerea proiectelor. Sau nu? Dacă este important să avem o autoutilitare cu care să facem treabă în comuna asta și chiar să facem treabă în comuna asta... Să facem cu ea, dar ce e închidă? Domnul Pușcălargă, dacă dumneavoastră mă întrebați în calitate de consilier și fost viceprimar, la ce este necesară o utilitare, chiar nu am, eu nu am argumente. Da. Nu am argumente. Foarte, da, vă las să vă exprimați voința prin vot. Dacă dumneavoastră ca un fost viceprimar, dacă dumneavoastră ca un fost viceprimar, care și mai suntem aici pe care știm s-au luat două mașini noi pentru toate. Probabil ai încăscat roțe sau ce are? Domnule, sunt așa ordine de zi? Vorbim la diverse exprimați pe vot, eu spun că este necesar, indiferent că mâine va veni viceprimar, dacă vreți să fiu și mai transparent, dacă mâine veți pe rândul noastră viceprimar, sau o să vedeți că vă este necesar. Păi dacă dumneavoastră n-ai făcut nimic pe am făcut foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. În două luni de zile, foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Oprește dialogul. Dar Ghiță a intrat în dialogul lui. Da, e auditor, ascunde-te, furcia.
Gata, liniște. Nu-i gata. Nu mai e. Lasă-l că... Hai să trecem la ședință și după aia discutați la urmă. Da, da, da. Vă aduc aminte, suntem în consiliul local, nu pe Maidan. Da, păi da. Wow. Domnul primar, să aveți cuvântul. Da, sper și am rugămintea să fiți cât mai calm și să înțelegem ceva din toată ședința asta. Trebuie să conștientizați faptul că prin acest proiect aducem 25.000 de euro în comuna Buoci din surse de finanțare. Pe de altă parte, acuzați primarul și funcționarii primăriei că nu fac nimic pentru a depune proiecte cu bani eligibili din surse de finanțare. Noi am făcut, dar dumneavoastră considerați că e oportun să facem achiziția și să aducem plus valoare pe gospodărire în zona primăriei Buoci, e bine, nu? Lăsați banii ăștia să ducă în altă parte. O să ia alte comune prin Galt. Eu aș avea un amendament. Eu zic că sunt proiecte pentru plus valoare în comuna Buoci. Dacă dumneavoastră, prin votul dumneavoastră negativ, se pare din ce văd că o să fie un vot negativ, riscăm să nu aducem acești bani în comuna Buoci și să-i tragă alte primării care sunt membri. Deci fac treaba la timp. Și discutați adineauri că la ce-i bună această mașină. Bine, o să vină timpul racordărilor. O să vrem ca să facem racordări la limita proprietății cu surse din bugetul local. Dacă nu avem dotări, logistică, nu avem ce face. Și păcat că mare parte din sumă vine din fonduri europene. Atât am avut de spus, dacă considerați că e util, să puneți la vot. Să punem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu vă întrebați pe domnul Ilieș, nu vă întrebați? Sunați-o. Să abține cineva împotrivă? Abține. Numărați. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și Diogen să abține. Aș avea eu aici. Aș reveni, că așa e corect, la opinia publică, la cetățeanul comunei Buoci, să judece dumnealor dacă s-a votat corect pentru a aduce bani în comună sau nu. Că nu văd nicio motivație. Motivația este că nu exista urgență pentru aceste proiecte, domnul primar. Deci, exista urgență. Ba, exista urgență. Convocarea unei ședințe extraordinare sau de dată trebuie să aibă o urgență. Nu vă scuzați, domnule. Dar nu. Deci, domnul primar, această ședință, dacă se desfășura, voi mâine, era legală ședință. Făcut de unii consilieri, care deja au declarat că nu o să mai votez nimic. Deci, din start. Ce se mai s-a votat proiectul? Da. Al doilea. Nu, este un drept la replică. Domnul primar a încercat să influențeze negativ cetățenii. Realitatea, domnule președinte și domnule primar, realitatea este asta. Dumneavoastră, nu ați fost capabil în ultimii 12 ani să finalizați un proiect și ne spuneți că veți face acum diverse alte proiecte. Nu. Finalizați-l pe acela pe care nu ați făcut. Aprobarea indicatorului de capabil. Lăsați consilieri și spun punctul de vedere. Scurt! Haideți treci la punctul 2, că n-are păi, tot trecem așa, tot trecem, dar de ce nu lăsăm să vorbim? Nu-ți dau voie, dar dacă am stau cu mâna de la bun început și văd că trecem la gata. De ce? Pentru ce? Președinte, sunt pus la vot. Dar suntem obligați. Păi, vedeți,
s-a votat proiectul, a trecut, și de ce se urmează? Dar suntem obligați, cum adică? Păi nu puteți să spun acum. Dumneavoastră a spus că pe acest proiect s-a dat vot și gata, s-a încheiat. Dar dumneavoastră i-ați dat cuvântul domnului primar pentru a dezinforma celălalt. Și nu vă puteți să votați. Și nu vă puteți să votați. Ba da, domnule, este o dezinformare clasă. Lasă că eu... O să... Dați-i cuvântul. Nu mai plec, stau până la 2. Dați-i cuvântul și domnul Mocanu. Dar domnul Mocanu s-a cu mâna. Nu mi se... Știți, îmi pare foarte rău, dar am crezut că suntem... Să desfășurăm ședința în bune condiții. Avem fiecare opinie, dar așa, dumneavoastră, că treceți pagă, nu suntem... Haideți să citim proiectul 2 și da, bine, domnul. Eu am fost destul de incorrect, dar am... Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde, piste pentru biciclete în comuna Buhoci și înființarea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Buhoci. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare în vehicule electrice, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul PNRR, perenda C10, fondul local și al cheltuielilor aferente acestui proiect. Da. Așa cum știți foarte bine, am, cu acordul dumneavoastră, am transformat aleile pietonale în piste de biciclete, apărând o sursă de finanțare din fonduri europene în zona PNRR. Am depășit etape, am depus proiect la București, la PNRR. Între timp ne-au chemat să semnăm contractul. Avem o sumă alocată din fonduri europene. Lucrăm la, în zona de proiectare și am ajuns în baza de aprobare indicatori tehnico-economici. Dacă dumneavoastră considerați, iar revin, nu-i cu dezinformare, pe bună dreptate, deci am avut tot girul din partea noastră și am ajuns acolo unde am semnat contractul pentru aceste piste. Piste, e bine de înțeles și iar mă repet în fața cetățeanului, am avut proiect pentru alei pietonale între instituții și cu acordul dumneavoastră l-am transformat în piste de biciclete motivat de faptul că între timp a apărut o sursă de finanțare. Am ajuns într-acolo, am semnat contractul la PNRR, avem o sumă alocată din PNRR și suntem pe procedură. Domnul... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă m-am gândit primul... Da. Vorbesc tu, eu nu sunt după aia. Da. Așa. Vorbesc după aia, Ion. Domnul primar a spus o parte de adevăr și vreau să finalizez cu a doua parte de adevăr. Am spus într-adevăr că acest proiect a fost aprobat de noi. Așa este. L-am aprobat cu toții, în majoritate. Deci nu poate nega nimeni că noi nu ne-am opus nimic. Dar nu s-a așteptat niciunul dintre noi, și cred că sunteți la sentiment cu mine aici, nu s-a așteptat niciunul dintre noi ca acest proiect să se dorească să se construi înainte de a se finaliza proiectul de apă și canalizare. De ce este important să finalizăm? Încă o dată, repet, proiectul de apă și canalizare. Ați spus și este menționat în proiect că proiectul acesta de piste pentru construirea unor piste de biciclete și așa mai departe este cu finanțare europeană. Așa este, domnule primar, nu? Ori dacă facem lucrul acesta pe aceste zone unde vor fi construite aceste piste de biciclete, știm cu toții că pe proiecte finanțate din fondul UE nu se mai acționează 5 ani de zile. Ce să le spunem noi, domnule primar, cetățenilor? Că cei care vor avea o pistă de bicicletă nu vor avea apă 5 ani de acum încolo? Despre asta este problema, domnule primar. Nu că suntem împotriva unor proiecte finanțate sau finanțabile din fonduri UE sau alte surse externe. Dar trebuie să fim practici. Deci nu vom vota acest proiect. Deci nu știu dacă dumneavoastră conștientizați de faptul că aducem bani în bugetul local. Ceea ce susțineți dumneavoastră, acum chiar că nu și-are cumva motivația, din cauza că știți foarte bine, pentru a trece la acordări, înseamnă să facem subtraversări.
Sunt soluții, sunt soluții de subtraversare moderne care nu afectează această investiție. Cum de, altfel, cum de altfel, știți foarte bine, trebuie să facem subtraversări și pe partea asfaltată drumul județene, partea asfaltată drumul comunale și nu înseamnă că se strică infrastructura sau investiția respectivă. Este doar o presupunere, domnule primar. Așa este. Doar o presupunere pe care dumneavoastră face. Nu este o certitudine. Am argumentat faptul că era... Domnule primar, dacă vrea să făcea treaba la timp, aveam unde să punem orice. Trebuia să dați drumul la apă și canalizare. Cum să fac dacă dumneavoastră blocați? Păi de 12 ani noi v-am blocat pe dumneavoastră. Domnule primar, de 12 ani noi v-am blocat pe dumneavoastră sau dumneavoastră a fost lene. Sunt etape în care, uitați, foarte bine. Domnul primar, dacă dumneavoastră blocați, în alte comune sunt aceleași etape ca acestea. Dar dumneavoastră, probabil, aveți temerea acolo să facă aceste investiții și nu o să mai puteți veni în fața cetățenilor să dezinformați că nu se vrea a se face ceva. Dar se vrea, dar sunt termeni legali și proceduri etapizate. Dacă dumneavoastră nu aveți conștiința împăcată că așa se face sau cunoașteți alt mod de a se face. Și toate localitățile din jurul nostru s-au făcut într-un termen scurt. Toți suntem conștiința. E până într-un an. Toți sunt mai la noi în 12 nu se poate. Vreau să vă spun că PNRD-ul a apărut acum un an de zile. Foarte bine știți. Cine am făcut acum 12 ani? Era, exista PNRR-ul ăsta acum 12 ani? Nu, dar exista proiectul finalizat. Vă rog, domnule consilier, am un pic de treabă și dacă înțelegeți. Stimați colegi, am să vă readuc aminte că acest proiect, de fapt, a fost inițiat de către domnul Ionuț Odobișteanu și l-am aprobat în unanimitate să facem o parcare. Era atât de necesar. Atât ne-ați dus cu zahărelul, atât ați încercat, că nu se poate face, că o să deranjăm părintei, o să deranjăm pe cei de la biserică. După aceea ați ajuns la alte concluzii ca să ne mai duceți cu minciuna și să nu realizați nimic în comună poți. Dar acum am ajuns la piste de biciclete, hop, arestul proiectelor, totul merge ok în comună poți. Asta lipsea. Proiectul ăsta, piste de biciclete. Tot, rușine dumneavoastră să facem ceva pentru comună. Lăsați cu piste, domnule, noi am cerut parcare. Am cerut cu toți, domnule, parcare, că când coboară oameni de la autobuz, acum nu s-a putut, nu s-a realizat. Venim cu mamă o aprobare. Un piculeț și mai am o aprobare. Care, domnule, care? Unde ajungem? Că nu terminăm parcă. Domnule, această pistă, ascultați-mă, spun eu, nu se va termina nici în ăștia 12 ani de când e două primari și două. Pentru că dumneavoastră nu știți să fac nimic. Vă spun eu, nu știți să fac nimic, domnule. 12 ani, ce tot ne cârnăim atât de colo-colo, domnule. 12 ani, arătați ce ați făcut de 12 ani, Buhoci. Apă nu mai dați drumul, tot la fiecare ședință veniți. Mai avem o autor. Imediat o cerere, mergem acum cu ea, o rezolvăm și trecem spre final. Uitați dumneavoastră, vă dau cuvântul meu de la în fața Consiliului Local, acest proiect și apă și canalul nu se finalizează nici anul ăsta. Cred că nu se finalizează ce a stat pragma 12 ani, că mai așteptăm 12. Noi totdeauna am aprobat, am fost de acord că acest proiect de apă și canal să funcționeze. Dar, de fapt și de drept, venim cu chestii minore, de facem o pistă de biciclete, venim că ne trebuie o mașină. O luce. Mulțumesc, domnul președinte. Pot să vin și eu cu un drept la replică sau o informare a cetățenilor. Deci în acest proiect de piste de biciclete sau alei pietonale transformate în piste de biciclete, că am găsit sursa de finanțare, această sursă de finanțare este de un an de zile, de când s-a implementat PNRR-ul ăsta, din câte știu, nu de acum 12 ani. Ce am făcut eu de acum 12 ani? Eu discut de proiectul inițial de către domnul Bisteanu, are 3 ani. Spune-i pe mine, 3 ani. De când dar eu nu sunt domnul Bisteanu. Deci lăsați-mă să... Deci nu v-am întrebat. Nu s-a inițiat acest proiect. Noi ajungem la faza de proiectare. Această stație... Chiar să-i informa bine. Această stație sau acest refugiu, o să-l aibă în vedere domnul proiectant, că așa au fost discuția. Dar să ajungem acolo. Deci se va face, că în zonă va fi o stație și de reîncărcare a trotinetelor sau pis, doar bicicletă.
Dar în zona asta de aici, stabilită chiar în centru. Dacă sunteți ce să spuneți în Cian, ca în Cian, cu trotinete astea, în Cian. Dacă nu aprobați, nu o să fie niciodată. Haideți să lăsați-mă să termin. Domnul consilier, mă lăsați, nu v-am întrebat. Și referitor la ce s-a făcut în acești 12 ani, da, s-au făcut câteva artere asfaltate, știți foarte bine, s-au făcut niște rigole de scurge, s-au făcut două terenuri multifuncționale în comuna Buhăci, știți foarte bine, a spus și viceprimar, s-au făcut modernizarea instalației de iluminat public și extindere de iluminat public, s-a făcut achiziție de buldo excavator și multe altele mărunte, nu mai spun de... Da, în fine. S-o așa, da, vreau să vă fac un desfășurător la ședința viitoare. Nu, acum mă să dă nu s-a făcut. Acum să... Hai, eu nu spune și tu, dar nu zice nu dau voi. Deci, m-a sunat, trebuie să plec. În privința pistelor de biciclete, noi suntem de acord cu chestia asta, dar în primul și în primul rând, pe tronsoanele unde trebuie să faceți acele piste, trotuare, ce spuneți dumneavoastră, trebuie întâi faceți branșările și costul unei branșări să sări direct, mai ales pe partea unei bine, este mai ușor decât să faci o subtraversare. Exact. Mult mai ieftin. Eu, din părere, haideți să facem branșările, pe tronsonul, cât este, de aici până la stația de apă, dau un exemplu. Facem branșările pe partea aia și când ați venit ca un bun gospodar, când veniți, veniți întâi, faceți, trageți canalizare tot și după aia vă turnați un trotuar acasă. Eu așa zic, părere, nu turnați trotuarul, spargeți și după aia iar... Eu zic că soluțiile de subtraversare sunt mai ieftine decât de a săpa un șans. Că sunt tot... Deci avem soluții moderne de subtraversare, foreze, mai sunt celelalte mai performante. Nu mai dau persoane. Da, în fine, eu... Vreau să rezumesc cum vreți. Domnul Stoica, vă rog, că-mi spuneați argumentați. Când am pornit proiectul ăsta în 2022, în luna mai, parcă știu că am vorbit cu toții. Domnule, la Buhăci, vom ține cont să fie și o stație, ca să poată să intre și un autobuz să tragă mai în afara spațiului carosar. Apă! Ascultați-mă până la sfârșit. Asta vreau. Acum. Nu piste de biciclete și încălătoare de trotinete. Vă rog să mă când am fost vechi de apă, a zis că nu sunt pe ordine de apă. Mai departe, deci din când pune apă. Nu, apă vrea să fie. Acum, apropo, nu știu indicator tehnică economică. Dacă nu vreți să se reformează, domnule, pentru că dacă facem acea pistă, dacă facem acea pistă, nu mai putem 5 ani de zile, dragi. Că vrea domnul primarul să se spune la stări, că acea pistă este din tăi autorizat, e din partea o ținut județean care nu va permite să-mi faceți dumneavoastră subtraversări de 10 de unde vreți. Mă avem avizul domnului de la Consiliul Județean, ca să știți. Dați drumul la apă atunci. Lăsați un pic. Și faceți și biciclete și rădine. Domnule, nu putem sări peste sape, că să vreți asta vreți ca... Dacă 12 ani ați făcut, puteți săriți. Să puteți să-i faci o plângere pe la... Nu sar peste etape. Vedeți ce se întâmplă și v-am repetat la celelalte primării vecine, unde au ajuns primarii care au încercat să forțeze nota. Nu forțez nota că vrea ieftimie. Dar nu o vreau eu. Cetățenii vor asta. Cetățenii mi-au rugat să vă spun și din nou. Apă și traversare. Dacă aș putea procedura și legal, acum, la secunda numără 1, aș da drumul la apă, dar nu-mi permit procedurile. Identificare nu știți, deci nu trebuia toți dintre ei care facem parte din comisii da. Să mergem să vedem. A fost personal la lucrarea care se desfășoară parcul de joacă. Dumneavoastră, ca și... Ordonator de credit. Da. Dumneavoastră, domnul vice, ați fost știți în ce stadiu este lucrarea? Cum e lucrarea de acolo din bătaie de joc? Din trei topogane s-au montat două. Și îl întreb pe unul din ăla care nu știa cine și a fost cine mai așa. Eu îmi cream că. O scalperea nu mai e capit, e spațiu mic. Bătaie din joc, doamne, nu-ți face nimic la cap. Întrebați ce sumă am aprobat cu toți și să vedeți calitate. Ați fost acolo. Și calitate și tot. Și eu am fost. E bătaie de joc. Și eu am fost. Suntem la faza de execuție. Dacă dumneavoastră stați din vorbă cu un muncetor și vă dați cu părerea. Dar lasă, vedeți, 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 ved
pentru program din nu are loc. Parcul de joacă implică spațiu. Excesul de și gata să se aducă la sardină. Domnilor consilieri, hai să le supunem la vot. Supune, domnule, la vot. Cine este pentru și împotrivă și la abținere? 1, 2, 3, 4, 5 pentru. Și votul. 6. Hai departe, abținere, domnul președinte. Abținere, împotrivă? Abținere, da? Abținere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? 8, 8, 8, 8. Nu l-am auzit, dar spune-mi. Nu, 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 așa la toate, am spus că trebuie să participe efectiv la ședință. Dar nu, ce spuneți dumneavoastră? Păi nu, ce spune poți la ministra administrativă. Hai să mergem la proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei firme autorizate în care să tocmească o analiză a riscului seismic pentru toate clădirile publice și rezidențiale. Blocuri din UAT, Comuna Popoci. Adică în paranteză și bloc. Și trebuie să vină primăria să-ți facă matale expertize la case, ori acolo stau niște oameni care au case. Dar mai trebuie să facem. Luând și analizând dosarele investițiilor, nu-mi dă risc seismic la cutremur în dosar. Deci ne tragem proiect. Deci ne tragem proiect. Stați un pic. Nu, eu un pic. Atelierul școlii? Da. Ce stabil? Dezafectat. Deci, la momentul actual, nu am nici într-un dosar analize de risc seismic la cutremur 1 și 2. N-am găsit. Pentru asta trebuie să găsim un specialist care să facă verificarea seismică a tuturor clădirilor. În speță, cel puțin școlile și primăria. Obligatoriu ar fi să fie pusă și celelalte instituții. Toate instituții, biserici, dispensare, și ei ar trebui să-și facă risc seismic. Blocurile fiind clădiri rezidențiale publice, private, dar îi obligăm pe ei prin hotărâri de Consiliul Local să-și facă analiza. Când se întâmplă ceva, cade ceva, spune că primăria nu a intervenit. Scurt, mulțumesc frumos, domnul președinte, domnul primar, doamna secretar, domnule administrator. Avem o adresă aici care este venită pe data de 23 de la instituția prefectului înregistrată, da? Ok. De pe data de 23 până pe 1-a 3-a, din punctul meu de vedere, dacă exista într-adevăr o urgență cu acest proiect, trebuia să fie pus pe ordine. Bun, v-am spus că am analizat dosarele. Înțeles, ați analizat dosarele. Vorbim de trei clădiri. Nu. Pe rând. Am școala, am de grădinița Bijghel, am școala Bijghel, am școala grădinița Buhoci. Am înțeles, ok. Deci n-ați avut timp să... Le-am analizat și nu am găsit. Bun. Doar dosar cu dosar. Dar, domnule primar, punerea în aplicare acestei comunicări al instituției prefecturii, în care vă spune că aveți obligația de a-l publica pe pagina din internet, nici asta nu se putea rezolva? Nu știe, domnule. Deci este comunicatul instituției prefecturii. Aveți obligația de a comunica pe pagina proprie acest link. Fii pregătit. Fii pregătit, domnule primar. Am verificat, domnule. Că știu că adresa a fost comunicată și domnului Ovidiu, reprezentant pe... Tot ceea ce se publică pe pagina primăriei Buhoci, ca să spun așa, e o paranteză, nu are legătură cu proiectul pe ordine de zi, se face doar la solicitarea consilierilor înscris. Deci doar la solicitarea consilierilor înscris. Altfel nu se publică nimic. Domnul președinte, tot pe subiectul ăsta. Dar ar fi bine să fie și domnul administrator ca să audă că e important, zic eu. Vorbim de spun acest proiect, de niște reguli.
pe care trebuie să respectăm sau nu. Decidem. Dar vă aduc aminte, cele două școli, aceea de la Vișghir a fost reabilitată nu știu de câte ori. Așa este, domnule primar. Ați reabilitat școala de la Vișghir cu sume consistente de multe ori. Deci e făcută bine, să înțelegem. Nu are nicio problemă. Școala de Vișghir este reabilitată pe mandatul domnului Antuca sau doamnei Odobișteanu. Și recent, încoace, să vină domnul administrator, că poate că nu, am uitat noi niște detalii. Dar a fost reabilitată cu sume consistente pe diverse proiecte. Care sunt ale? Păi, îl întrebăm pe dumneavoastră să ne spună, ca să fim la obiect. Școala din Buhoci are finanțat 1.600.000 de euro. Are 1.600.000 aproape finanțare pentru reabilitare totală școala din Buhoci. De ce nu începe? Păi nu începe. Noi cheltuim banii pe nimicuri de astea, care nu sunt importante. Noi vrem, domnule primar, să aducem cetățeanul prin mandatându-vă pe dumneavoastră, ordonatorul de credit, să aducem bunăstare comunității. Și asta nu faceți. Veniți că vreți triciclete acum. Noi triciclete avem nevoie. A, vă întreb un lucru. De ce? Pentru cine? Cam care ar fi? Domnule primar, nu ne întrerupe. Cam care ar fi, cine ar fi beneficiarul, din punctul dumneavoastră de vedere, al unei stații de încărcare pentru mașini electrice? Cunoașteți un posesor, cumva? V-ați achiziționat de curând o mașină electrică, da? Sunt mai mulți cetățeni. Nu, v-ați achiziționat sau nu? Că eu vă felicit dacă ați făcut-o. Nu e nicio problemă. Soția mea și-a achiziționat, domnul... Felicitări, deci aveți interes. Păi clar, una va spune, o stație va fi pe celălalt noi. Haideți, vă rog frumos, dați dovadă de bun simț. Păi nu vedeți că ne luați amicitul, domnule primar. Dați dovadă de bun simț. Până acum nu a fost nevoie. Cum v-ați cumpărat dumneavoastră o mașină electrică, e nevoie de? Ba să știți că procedura e începută cu mult timp. Asta este partea comunității, procedura. Deci avem mai mult și sigur o să fie mai mulți beneficiari de mașini și acolo merge, înspre acolo, merge viitor. Mașini electrice. Păi și cu iluminatul public nu merge viitorul. Ne scoatem ochii noapte, la 10 noapte. Să stângem. Să nu să vedem. Păi da, facem stații, doamne, să stângem lumina la cetățean. Domnul Mate, trebuie mașini electrice. Aș avea eu ceva de spus, domnul. Care e în legătură și cu dumneavoastră, cu acolo Silvic. De ce bariera de la capitanul de acolo, zis, ca să înțeleagă toată lumea, sunt cuii? Pentru că sunt proprietăți pe partea... Mă lăsați să vorbesc și eu, domnul Sigur. Știu că pe mine mă interesează, dar bariera aia trebuie desfințată, fiecare pădurar să-și pună bariere exact la intrările care are pădurii. Bravo, da. Este important. Oamenii asta își doresc. Fiecare trebuie să se ducă. Bă, Ioane, deschide bariera. Ioane, capitan, deschide bariera. Nu înțelegeți că facem ședințe extraordinare și de îndată doar pentru nu a mai discuta problemele comunii. Da, problemele comunii nu trebuie. Da, fii mai bine. Domnul Cioane, aducerea de bani de surse de finanțare din proiecte europene nu sunt interese de frumos. S-a format o majoritate toxică. Care blochează domnul primar, nu este majoritate toxică. Noi suntem toxici. Majoritatea toxică, domnul. Dumneavoastră puteți să toxici. Cum ați le-a spus la fiecare parte. Stimați dumneavoastră, ne considerați, am elevat, înainte eram grup infracțional organizat. Să avem numea domnul, să noi știm prima. Doamna secretar, ne numește oameni de cea mai joasă speță. Domnul Odobișteanu, chiar vă felicit. Idei. Astea sunt idei pentru cetățeni. Dar bineînțeles, să plânge lumea și oamenii. Chiar vă rog, chiar o să supunem la vot. O duce în marginea pădurii 5 metri, așa cum spune legea. Nu, domnule. În marginea pădurii punem rampa aia. Nu, sat, domnilor, mai există undeva în județul Bacău așa ceva, ca la Buhoci? Pui rampa în sat. Eu am pus-o eu din Salonii. Frate, eu dacă bani au pământ acolo și țin pe mine, ziua, bă, dă drumul la chei. Eu nu eram pădurat. Și asta, domnule, dar de ce nu luăm și noi o rampă să punem la Bișghir? Înainte, hai să punem și acolo. Cum dracu, tocmai pe voia de acolo s-o găsit-o. Băi, o luăm, domnule, și o ducem în locul, domnule, o luăm și o ducem în marginea
face un frumos scris, vicii primar s-o ocupă și s-o mute, să-și o ia. Să-și o ia de acolo! Știți ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Nu, trebuie să anunță să facă la Ocol. Dar eu... Ce se facă la Ocol, ce nu? Dar Ocolul Silvic are exact de la drumul forestier. Hai ca să nu înțelege la drumul forestier. Cine este Petru? Și eu potrivă și așa. Și mai ce intri ceva. Cine este pe ea? Deci, vremea e bună. Ioan. E foarte bună vremea. De ce nu vă apucați la curățenii? Ioan. La Seminică. Când ați până la Coteni? Credința ordinară. Dar nu. Dar de ce? Pe acum ce facem? Nu trebuie să avem chiar nu toate problemele. Au drujbii. Toate problemele comunii. Domnul consilier, am mă rugat. Cine este pentru proiectul ăsta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulțumesc. Nu l-am auzit pe domnul Pătru. Domnul Ședinții, pot spune și așa? Cine este? Asta să ferească. Abține împotrivă? Să ferească Dumnezeu de un cutremur. Să ferească Dumnezeu. Să vă dea atunci cum o să ridicați cum ați. Cum o să vă abțineți în fața cetățenilor. Să nu mai amenințați. Să nu mai amenințați.